Au trecut 21 de ani de când Michael Klein nu mai este. Ziua de 2 februarie 1993 va rămâne întipărită în mintea tuturor hunedorenilor ca fiind ziua în care cea mai mare glorie a orașului de pe Cerna a plecat dintre ei. Ca în fiecare an, suporterii Corvinul Hunedoara, foștii colegi și reprezentanții administrației locale au pregătit o serie de manifestări dedicate corvinistului. Astfel, sâmbătă a avut loc un turneu de mini-fotbal la care au participat suporterii de la Poli Timișoara, o parte din echipa de aur a Corvinului, suporterii de la Peluza Nord, dar și echipe din Deva, Hațeg și echipa de mini-fotbal Corvinul. Noi încercăm în fiecare an să organizăm acest turneu și când m-a apropiat de ziua lui de deces, 2 februarie, și ce să vă spun mai multe, deja îmi dau lacrimile, cred că se vede, cine l-a cunoscut mai mult știe cine a fost și ce înseamnă pentru Hunedoara. A fost colegul nostru și am reușit să facem turneul ăsta, de fapt băieții care s-au ocupat din oraș, în amintirea lui, și sperăm ceilalți care, ne pare rău că Iromică Gabor aici, Văituș, Dubinciuc, Ioncu, Nelupetcu, sunt cu accidente, fiecare cu câte un accident, dar și ei sunt aici lângă noi și pentru a aduce un omagiu la Mișa Klein. Câteva cuvinte despre Mișa Klein. Cuvintele sunt de prisos, doar se știe ce a făcut pentru fotbalul românesc, pentru națională, pentru echipa de club. Cuvintele acum sunt de prisos. La el rămân faptele. Într-adevăr, a fost un mare, mare fotbalist și chiar un exemplu și în afara terenului și în teren. La final, toate echipele participante au fost premiate. Câștigătoare a fost echipa de aur a Corvinului. Locul 1, generația de aur. Duminică a avut loc marșul suporterilor, aceștia înarmați cu fumigene, steaguri și un banner mare pe care scria numele lui Mișa Klein, dar și cei care l-au iubit pe regretatul fotbalist au plecat în marș spre statuia acestuia. Acolo au depus coroane și au ținut un moment de reculegere. Mișa Klein! Mișa Klein! Mișa Klein! Mișa Klein! Mișa Klein! Noi suferim mereu când în abusul tău, sper încă într-o zi vei fi din nou. Dragă Romișa, nu te-am uitat, sufletul tău bate necetat. Noi suferim mereu când în abusul tău, sperând că într-o zi vei fi din nou. Dragă Romișa, nu te-am uitat, sufletul tău bate necetat. Memorialul Michael Klein are scopul de a menține vie amintirea celui care a fost și va rămâne cea mai mare glorie a fotbalului hunedorean. Galeria asta este urmașa vechii Galeria Corvinului, care a dus întotdeauna standardul sus al echipei hunedorene. Suntem noi, noua brigadă, suntem înființați în 2005 și de atunci în fiecare an mergem și susținem echipa pe care noi o iubim, Corvinul Hunedoara. Plus, nu uităm niciodată că în 2 februarie se împlinește un număr de ani de la moartea simbolului nostru, Michael Klein. Michael Klein este un om care a reprezentat cu cinste Hunedoara peste tot pe unde a jucat fotbal, este unul din membrii generației de aur al Corvinului și cred că merită din plin toată admirația și toată considerația noastră. Mă bucur că această tradiție de a-l comemora se păstrează la Hunedoara și sper ca și în anii următori să-i păstrăm vie amintirea. Chiar și astăzi, după 21 de ani, memoria lui Mișa Klein a rămas întipărită în inima celor care l-au cunoscut. Sunt aici în calitate de fostă colegă a lui Mișa. După cum se știe, generația de aur a fotbaliștilor din Hunedoara a avut serioase rădăcini în școala generală numărul 7. Mișa, colegul meu de cu un an mai mare, era feblețea tuturor fetițelor. Când eu eram elevă la școala 7, Andone a fost de asemenea colegul nostru de generație egală, dar n-a fost atât de iubit. Ce să vă spun, Mișa, în capul meu n-a intrat niciodată faptul că Mișa nu mai este. În fiecare an când îl comemorăm pe Mișa, acest an este al 21-lea an, de fiecare dată simți că lipsește ceva. Ceva foarte important din peisajul sportiv al acestui municipiu, al județului. Hunedoreni îl iubesc, a fost un jucător bun, un fotbalist bun, îl iubea lumea și în Germania unde am fost la el și am stat la el și toată lumea vorbea frumos de el.
Michael Klein a murit pe 2 februarie 1993 la Krefeld, Renania de Nord-Vest, în timpul unui antrenament.